Iată-ne ajunși în prima duminică a lunii aprilie și din nou vom avea un moment pe care vom reflecta în Scriptură la câteva lucruri esențiale pentru sufletele noastre. Suntem tot acasă, așa după cum deja ne-am obișnuit de câteva săptămâni, ca în fiecare familie să fie de fapt o mini-biserică. Oriunde ați fi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă protejeze și să lase El peste voi toți binecuvântarea Lui. Vă salutăm pe toți membrii și aparținătorii Bisericii Pentecostale Betlehem Năștie și abia așteptăm momentul în care să fim din nou împreună la biserică, la părtășie. Deja de mult ni s-a făcut dor unii de alții și am vrea ca Dumnezeu să aducă cât mai repede momentul în care să fim din nou împreună. Până atunci însă, așa după cum am spus de fiecare dată și după cum foarte bine noi știm, continuăm să ne rugăm Domnului, să stăm în rugăciune, să stăm în post, să stăm în cereri, în mijlociri, să mulțumim Domnului și să ne edificăm personal în familiile noastre din cuvântul lui Dumnezeu. În această zi o să am un mesaj pentru noi toți pe care l-am numit foarte simplu adăpostul nostru. Adăpostul nostru. O să privim puțin în Psalmul 91, un psalm foarte cunoscut, un psalm foarte frumos, un psalm foarte, foarte folosit în această perioadă și este normal să fie folosit în această perioadă. Este normal să-l cunoaștem, este normal să-l citim, este normal chiar să îl memorăm, pentru că atunci când punem cuvântul Domnului în mintea și în inima noastră, devenim oameni bogați, oameni care avem de câștigat foarte mult din perspectiva aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și din perspectiva spirituală. Psalmul 91 este un psalm, după cum el este numit de către unii cercetători ai Scripturii, este un psalm orfan, adică nu se cunoaște cu exactitate cine l-a scris, cine este autorul acestui psalm, însă după toate probabilitățile, autorul psalmului este Moise și scrie acest psalm 91 ca o continuare a psalmului 90, psalm care, desigur, este scris tot în Scriptură, înaintea psalmului 91. Foarte multe persoane au vorbit în acest psalm 91 și, repet, este normal și corect să se vorbească de acest psalm. Eu aveam de gând în prima duminică în care ne-am fi întâlnit să am câteva cuvinte pentru dumneavoastră, pentru biserică din acest psalm. De fapt, ultima marți în care ne-am întâlnit pentru rugăciune a fost citit acest cuvânt și chiar atunci am spus că voi avea un mesaj din acest psalm pentru noi, pentru Biserica Domnului din Orăștie. Acele gânduri pe care le-am vrut să vi le transmit de la ambonul bisericii, o să vi le spun acum, poate mai succint, și aș vrea și mi-aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică și pe toți cei ce ascultă acest cuvânt. Încă de la început aș vrea să vă spun că Psalmul 91 comportă mai multe dimensiuni. El trebuie observat din mai multe părți. Trebuie privită în mod special această dimensiune istorică a psalmului, apoi dimensiunea profetică a psalmului și, desigur, și dimensiunea personală a psalmului, adică o dimensiune care mi se aplică în viața noastră a fiecărui credincios. Atunci când discutăm și vorbim despre dimensiunea istorică a psalmului, repet, eu cred și mulți credem că cel care a scris acest psalm este omul lui Dumnezeu, Moise. Și este foarte frumoasă această expresie pe care o găsim înainte să înceapă psalmul 90. Biblia spune așa, o rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Și mi-aș dori ca toți să fim oamenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să atingem acest statut, să fim cu adevărat oameni ai lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu se văd foarte bine
în momente dificile, în momente delicate. Deci dimensiunea istorică a psalmului 91 și, repet, Moise scrie acest psalm privind la momentul exodului, la ieșirea poporului Israel din Egipt. Este acel moment extraordinar de frumos, de fascinant, în care Dumnezeu lucrează cu semne și cu minuni în viața poporului Israel. În Deuteronom, capitolul 26, cu versetul 8, Biblia spune așa: Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins. Dumnezeu, pentru poporul Israel, a avut o mână întinsă, un braț întins, în sensul în care a vrut să-i ajute, să-i scoată, să-i binecuvânteze prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Iar pentru poporul egiptean a avut o mână tare, o mână puternică, un Dumnezeu suveran care și-a demonstrat și și-a arătat autoritatea. Psalmul acesta, 91, surprinde anumite momente din istoria poporului Israel, atunci când Egiptul a fost lovit cu urgii, dar Gosenul a fost protejat de Dumnezeu. Gosenul s-a aflat sub protecția lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc câte ceva din Scriptură. Zice versetul 4 din Psalmul 91 așa: El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Dacă ar fi să citim din Exod câteva cuvinte, Exod capitolul 9, versetul 4 și versetul 6, Biblia spune în felul următor, este vorba despre ciumă aici: Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel. Versetul 6. Și Domnul a făcut așa. Chiar de a doua zi, toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nici o vită din turmele copiilor lui Israel. Deci copiii lui Israel au fost păziți. Egiptenii au fost loviți. Apoi, versetul 10 cu 23, când Biblia vorbește aici despre întuneric, Biblia spune așa: Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile, dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină. Dumnezeu și-a protejat poporul său în momentul în care poporul egiptean era lovit cu acele 10 urgii pentru ca să poată să lase să se deplaseze spre ținutul Canaanului. Apoi Psalmul 91 cu versetul 7 spune așa: 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Prind în dimensiunea istorică, acest verset își găsește explicația în Exod capitolul 11 și Biblia spune felul următor, de la versetul 4 la versetul 7. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon care șade pe scaunul lui de domnie până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacilor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar, dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelăi cu limba lui. Ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Deci Dumnezeu a protejat poporul Israel inclusiv atunci când a fost ultima orgie, moartea întâilor născuți. Au fost multe țipete în Egipt, mulți oameni care au plâns, au fost mii, poate chiar 10.000 de morți, dar pentru poporul lui Dumnezeu nu a fost
Absolut nicio problemă, pentru că el a fost protejat de Dumnezeu. Deci dimensiunea istorică a Psalmului 91 se vede foarte clar în momentul exodului, în momentul ieșirilor din Egipt. Un alt lucru foarte important pe care ține tot de dimensiunea istorică și trebuie să-l observăm, în versetul 16 al Psalmului 91, Biblia spune așa: Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Și îi voi arăta mântuirea mea. Și vreau să vă citesc un verset din Biblie, adică este un pasaj pe care nu o să-l citesc în întregime, și este vorba despre moartea lui Moise. Moise a văzut mântuirea lui Dumnezeu. Moise a văzut Canaanul. Așa ne spune Biblia în Deuteronom, capitolul 34, de la versetul 1 până la versetul 7. Spune Biblia, vorbește despre moartea lui Moise. Biblia spune așa: Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului, și Domnul i-a arătat toată țara. Moise a văzut țara Canaanului, dar Moise nu a intrat în această țară. Și acest psalm surprinde momente istorice din viața poporului Israel. Este practic dimensiunea istorică a acestui psalm. A doua dimensiune a Psalmului 91 este, desigur, dimensiunea profetică. Dimensiunea profetică. Și de la versetul 11 la 13, sigur, tot psalmul acesta are o dimensiune profetică profundă care se aplică în viața Domnului Isus Hristos. De fapt, foarte mulți psalmi sunt psalmi mesianici și, desigur, și acest psalm vorbește despre Domnul Isus Hristos și despre lucrarea pe care El a făcut-o și surprinde momente care urmau să se întâmple, să se împlinească în viața Domnului Iisus Hristos. Versetul 11 la 12, amintiți-vă momentul acela în care diavolul îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos și îl atacă, îl ispitește tocmai cu aceste cuvinte, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. A încercat să-l ispitească pe Mântuitorul, aducându-i în atenție acest pasaj din Psalmul 91. Desigur, Domnul Isus, chiar dacă a fost ispitit ca și noi, Biblia ne spune foarte clar că El nu a păcătuit. El nu a păcătuit. Și chiar dacă a avut toată puterea în cer și pe pământ, Domnul Iisus nu a abuzat de puterea pe care a avut-o. El nu și-a urmărit binele lui propriu, ci întotdeauna s-a gândit la ceilalți, nu a urmărit să-i fie viața ușoară, să-i meargă bine și toate lucrurile să-i se așeze după bunul plac al firii umane, al confortului. Și Domnul Iisus Hristos a căutat întotdeauna să rămână subordonat autorității Tatălui, chiar dacă avea multă putere. Amintiți-vă de momentul în care Domnul Iisus Hristos, în grădina Ghețimani, atunci după ce El s-a rugat și a stat în rugăciune, ucenicii n-au putut să stea cu El, a venit momentul în care să fie vândut și Iuda împreună cu oastea aceea de preoți a venit și l-a căutat și l-a arestat. Atunci Petru scoate sabia din teacă și cumva sare în ajutorul Domnului Iisus Hristos. Și Mântuitorul îi spune felul următor: să se liniștească, să stea la locul lui. El are la dispoziție și avea la dispoziție 12 legiuni de îngeri să-i vină în ajutor. Chiar dacă 12 ucenici urmau să se împrăște toți și să fugă și să plece, Mântuitorul avea la dispoziție 12 legiuni de îngeri și a spus: pot oricând să le chem în ajutorul meu, dar nu vreau să abuzez de puterea pe care eu o am. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a avut în vedere să își ducă crucea până la capăt și să își dea viața pentru noi și noi să fim răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Deci, Psalmul 91 este, desigur, și un psalm mesianic care se aplică în viața Domnului Iisus Hristos. Versetul 13 spune așa: Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Reprezintă, desigur, înfrângerea puterii celui rău,
de către Domnul Iisus Hristos prin moartea Lui benevolă și prin învierea Lui din morți. El cu moartea a călcat pe moarte și prin învierea Lui, prin viața Lui, prin lucrarea Lui, a călcat în picioare toată puterea celui rău. Deci și acest Psalm 91 cuprinde în sine și se referă, desigur, și la dimensiunea profetică a persoanei Domnului Iisus Hristos și, desigur, la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Multe persoane care vorbesc despre psalmul acesta se referă strict la dimensiunea istorică sau strict la dimensiunea profetică. Să nu uităm că mai există o a treia dimensiune a acestui psalm, și anume dimensiunea personală. Psalmul acesta are o aplicabilitate personală în viața noastră a fiecăruia. Scriptura în sine este o carte personală. Ea a fost scrisă pentru noi. Scrierile din această carte au de-a face, desigur, cu perspectiva istorică, cu dimensiunea istorică, cu dimensiunea profetică, dar are de-a face și cu dimensiunea personală. Această carte ne vorbește fiecăruia în parte. De altfel, Biblia spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, și omul Dumnezeu, Pavel, scrie aceste cuvinte și lasă lui Timotei și spune în felul următor: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci toată Scriptura este inspirată, insuflată de Dumnezeu și este de folos pentru mine și pentru dumneavoastră. De aceea Psalmul 91 conține în sine și dimensiunea personală. Și dimensiunea personală are ca bază versetul 9 și versetul 1 și Biblia spune în versetul 9 așa: pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Pentru că zici și pentru că faci. Foarte mulți oameni astăzi zic, foarte mulți oameni astăzi proclamă acest cuvânt al Psalmului 91 peste ei, peste casa lor, peste cei apropiați și îl proclamă la nivelul acesta al vorbirii. Biblia spune că dimensiunea personală nu are de-a face doar cu vorbirea, nu are de-a face doar cu a zice, pentru că zici și pentru că faci. Și versetul 1 spune așa: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Adică, eu pe lângă faptul că știu, trebuie să rămân sub autoritatea lui Dumnezeu. Trebuie să rămân sub ocrotirea lui Dumnezeu, la adăpostul lui Dumnezeu. În acea zonă în care Dumnezeu mă protejează, în acea zonă în care Dumnezeu mă binecuvintează, în acea zonă a prezenței Lui, dacă ies de sub zona prezenței Lui și a autorității Lui, pot să zic oricât ea zice, pot să proclam oricât de mult aș proclama, nu are niciun efect asupra vieții mele. Dimensiunea aceasta personală este una foarte importantă. Și în baza versetului 9 și a versetului 1, atunci când zic și când fac, Dumnezeu, spune Biblia, că oferă protecție. Dumnezeu oferă protecție. Spune Biblia foarte clar în versetul 4 ce am citit și versetul 3: da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Deci Dumnezeu oferă protecție și îi mulțumim că ne-a protejat până acum și vrem ca El în continuare să ne protejeze, să aibă milă de noi. Deci Dumnezeu poate să ne scape, Dumnezeu ne poate proteja, Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Amintiți-vă de cei trei tineri care au fost în cuptor, în cuptorul Nebucadnețar. Oamenii aceștia au spus următorul lucru:
împărate, Dumnezeu nostru poate să ne scape. Ei erau convinși că Dumnezeu îi poate scăpa de orice nenorocire și noi suntem convinși la fel. Dar ei au spus acolo un lucru, împărate, chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, nu pentru că El nu ar putea să facă asta, ci pentru că planul Lui este altul. Noi împărate, rămânem fideli Lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate oferi protecția Lui. Asta nu înseamnă că nu vom trece prin încercări, asta nu înseamnă că nu vom trece prin probleme delicate. De altfel, după cum foarte bine știm, au fost frații de-ai noștri, păstori, slujitori, dirijori de orchestră, de fanfară, care la ora actuală au fost înmormântați deoarece au fost afectați de acest virus care bântuie în zilele noastre. Dacă Dumnezeu îngăduie, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate. Amintiți-vă în Scriptură că au fost oameni ai lui Dumnezeu care s-au îmbolnăvit și au murit. Despre Elisei, Biblia spune că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Un om al lui Dumnezeu, prin care s-au făcut multe semne și minuni. Și totuși Dumnezeu a îngăduit să se îmbolnăvească. Asta nu înseamnă că Elisei n-a fost omul lui Dumnezeu și nu înseamnă că Dumnezeu nu putea să-l scape. Însă, la fel ca și Hristos, noi suntem supuși planului lui Dumnezeu. Și a spus Hristos așa, Doamne, acest pahar care trebuie să-l beau e greu, cumva aș vrea să-l ocolesc, dar totuși nu vreau voia mea să se facă, ci voia ta, Sfinte Tată. Tot în dimensiunea aceasta personală vom vedea că Dumnezeu oferă pace și ce este cel mai important pentru noi este să avem pace, să avem liniște, să avem acea siguranță a nădejdei. Spune Biblia în versetul 5 și 7, Psalmul 91, nu trebuie să te temi. Nu trebuie să te temi. Motive să te temi ar fi. Motive să ne temem ar fi. Dar Biblia spune, tu nu trebuie să faci asta. Tu nu trebuie să te temi. Pentru că în mijlocul furtunii, în mijlocul încercării, Dumnezeu oferă pacea Lui, o pace care întrece orice pricepere, orice rațiune. Și acum când lumea aleargă în stânga și în dreapta, când oamenii se frământă, când oamenii se tem, când oamenii descurajează, când anxietatea cuprinde lumea, noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, în mijlocul strântorării, nu ne temem deoarece Hristos aduce pace în inimile noastre, pace în cortul nostru, pace în viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul că ne dă pacea Lui. Și îmi doresc ca pacea Lui Hristos să cuprindă inimile dumneavoastră pe deplin și pe felul acesta să avem acea credință statornică în Dumnezeu. Deci, în dimensiunea personală, Dumnezeu oferă protecția Lui, poate oferi protecția Lui, Dumnezeu oferă pacea Lui și, sigur, Dumnezeu oferă mântuire și mulțumim că ne-a mântuit. Spre deosebire de Moise, spune Biblia, și voi arăta mântuirea mea, Dumnezeu pe noi ne duce în mântuirea Lui. Și prin Hristos noi suntem mântuiți. Desigur, Moise a ajuns în cer, este în împărăția lui Dumnezeu și ne vom întâlni cu El în cer. Pentru că atunci când Mântuitorul a fost pe muntele schimbării la față, știm foarte bine că i s-a arătat Moise și Ilie. Asta nu înseamnă că dacă el a văzut doar Canaanul, nu a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Ba da, el a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Dar în baza acestei dimensiuni personale, Dumnezeu oferă mântuire. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, spune Biblia, să fie sănătos de plin dacă și-ar pierde sufletul. Cel mai prețios lucru pentru noi este mântuirea sufletelor noastre. Și îi mulțumim Domnului Iisus Hristos că ne-a mântuit, că ne-a binecuvântat și avem viață veșnică. Îi mulțumim pentru această zi binecuvântată de primăvară, cu soare frumos afară. Și eu cred că este soare frumos și în inimile noastre și avem motive să-L lăudăm, să-L binecuvântăm și să-I mulțumim pentru tot ce El a făcut pentru noi. În mod special, să-I mulțumim că în mijlocul strântorării, această dimensiune personală a Psalmului 91 cuprinde viața noastră. Desigur, îi cerem protecție,
Îi cerem să ne apere, să ne protejeze, să ne binecuvinteze copiii, familiile. Dar dincolo de asta îi cerem pace și îi mulțumim că avem pace chiar dacă trecem prin furtună. Noi știm că Mântuitorul nu dormitează, nici nu doarme, Cel ce păzește pe Israel și El ne dă pacea Lui. Apoi mulțumim pentru că ne-a mântuit și avem siguranța mântuirii. Nu știm ce va duce ziua de mâine, dar una știm că atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El, spune Biblia, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă întărească, El să lase pacea Lui peste dumneavoastră și cu toții să ne rugăm Domnului, pentru că asta ne-a rămas, nu ne poate lua nimeni rugăciunea, părtășia din familie, cântarea de laudă, pentru că vrem ca Dumnezeu să fie înălțat și glorificat în orice circunstanță a vieții noastre. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.